Conferința face parte dintr-o suită de conferințe desfășurate în toată țara, fiind o activitate în cadrul proiectului Întreprinzători în Turism Pensiuni din România. Proiect care este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane. Înainte de a vă prezenta acest proiect, aș dori să dau cuvântul domnului primar Ursaciuc Marius, care se află astăzi alături de noi și a avut amabilitatea să ne sprijine în organizarea acestei conferințe și dorește să ne adreseze un cuvânt de bun venit. Dacă e mult, ai cu plăcere. Salut mâinile domnișoarelor și doamnelor. Bună ziua, domnilor. Sunt, sau cel puțin ar trebui să fiu foarte emoționat, nu? Pentru că am în fața mea atâția tineri viitori și prezenți manageri în turism. Dar am să încerc să fiu atipic pentru un primar și am să vă spun numai câteva cuvinte. În afară de urările de bun sosit, vreau să vă precizez că gura humorului este, hai să spunem așa, un experiment fericit în ceea ce înseamnă dezvoltare turistică. Acum 9 ani, zonă defavorizată, prin închiderea minelor, nu aveam nicio altă șansă decât să ne plângem soarta. Astăzi, stațiune turistică de interes național, în 2006 și 2008 am primit locul întâi național vis-a-vis de investițiile pe cap de locuitor europene și guvernamentale. Am reușit să creștem, eu știu, în vreo 8 ani, să ajungem de la 400 de locuri de cazare la peste 2000. Cel mai mare proiect pe infrastructură turistică mare din fondurile de preaderare s-a realizat și s-a finalizat la Gura Humorului, e vorba de vreo 11 milioane de euro. Sunt vreo 57 de programe guvernamentale și europene care au fost finanțate, numai jumătate dintre ele finalizate în această localitate de 17.000 de locuitori. Credem că potențialul turistic de care dau dovadă o grămadă de alte locații din țară au în Gura Humorului un exemplu că se poate. Poate mulți dintre dumneavoastră se vor fi întrebat ce e cu filmul care a fost prezentat dimineața. Filmul este, să spunem, un exemplu de antreprenor de succes. Un exemplu de ce e necesar pentru a avea succes. Cei care l-au urmărit au sesizat poate că, în ciuda dificultăților legislative, în ciuda dificultăților generate de criză și așa mai departe, acei antreprenori au reușit. Au reușit prin voință, putere de muncă, flexibilitate. Au reușit, nu în ultimul rând, prin autoperfecționare, prin autoșlefuire. Acest proiect are o componentă importantă de autoperfecționare și de pregătire în management. Spre deosebire de alte programe, acest program își propune ca obiectiv general realizarea unei comunități de antreprenori și de manageri în domeniu care să se autodezvolte și care să conducă domeniul turismului de pensiune în România în stadiul în care poate exploata oportunitatea naturală pe care o avem. Sunt, vă spuneam, acest proiect este realizat în parteneriat de către Fundația Națională a Tinerilor Manageri în calitate de lider de consorțiu, ASAHA, Asociația
tinerilor agricultori din Almeria, Spania, și ANTREC, Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural din România. Fundația Națională a Tinerilor Manageri este o organizație non-profit, neguvernamentală, înființată undeva în 97 de către un grup de tineri, pe atunci absolvenți ai unui program de formare managerială post-universitară, și care și-a propus încă de la înființare alinierea caracteristicilor manageriale ale antreprenorilor din România la valorile occidentale. Și ceea ce mă refer este aici este ruperea de șablonul ăla al directorului de regie cu ghiul pe mână și cu șofer și cu valet la scară, și care de fapt nu face altceva decât să fure banii din regia respectivă sau să-i dirigeze către știu eu ce interese, și să formăm o nouă clasă de manageri, o nouă clasă de întreprinzători. Pot spune că după 14 ani aproape de activitate avem succes. Avem o rețea formată din peste 5.000 de membri în toată țara și simpatizanți, dintre care 600 de membri persoane fizice și juridice, restul persoane care au trecut pe la cursurile de pregătire organizate de fundație sau au primit consultanță. Avem centre regionale și județene, și aici în regiune vom avea în cadrul acestui proiect doi consultanți care vor fi la dispoziția dumneavoastră pentru consultanță personalizată. Mai multe amănunte despre proiect am să rog pe colega mea, coordonatoarea centrală a programului, domnișoara Laura Popa, să ne prezinte câteva cuvinte. Mulțumesc mult, bună ziua! După cum știți, și cum v-a amintit domnul Miron, cei trei parteneri au o experiență îndelungată de peste 14 ani în activitățile pe care le desfășoară și în implementarea de proiecte atât naționale cât și internaționale. Iar pe perioada conferinței, acum în prima sesiune veți avea ocazia să ascultați câteva exemple de succes și bune practici din Spania, de la Saha, Almeria, doamna Adorosion Blanche Perez este alături de noi. Și în a doua sesiune după pauză, domnul Mișu Chiruc, președinte ANTREC Neamț, împreună cu antreprenori locali, vor discuta despre posibilitățile și bunele practici din România. Deci proiectul nostru e un proiect național dedicat tuturor județelor din țară. Se desfășoară pe 2 ani de zile. Început acum în primăvară, se va finaliza în 2013. Proiectul se dedică atât actualilor cât și viitorilor întreprinzători în sectorul turistic. În special, cele mai multe activități sunt dedicate sectorului de pensiune. Câteva dintre componentele majore ale proiectului le-am listat aici, le știți și dumneavoastră din discuțiile cu consultanții cu care ați cooperat până acum. O primă componentă majoră a proiectului este cea de promovare și de motivare a dumneavoastră în dezvoltarea competențelor și abilităților în managementul sectorului turistic. Avem astfel 7 conferințe, un șir de conferințe la nivel național, dedicat fiecarei regiuni. Deja am avut o conferință în regiunea Sud-Est la Constanța, aceasta e a doua conferință aici la Gura Humorului, pentru regiunea dumneavoastră Nord-Est. Și avem în sală întreprinzători din toate cele 6 județe, Iași, Vaslui, Suceava, Botoșani, Neamț și Bacău. Așa. O altă componentă a proiectului care se desfășoară pe perioada unui an de zile este cea de cercetare de piață și studii de marketing. Avem alături de noi o echipă de vreo 10 oameni de marketing care o să realizeze pe perioada proiectului atât discuții cu consumatori, cu turiști români și străini, avem discuții cu peste 10.000 de turiști, cât și discuții cu manageri de pensiuni, proprietari,
astfel încât să creăm niște direcții strategice în sectorul de pensiune. Vreau să vă spun că acești oameni de marketing sunt alături de noi aici astăzi și vă mulțumim celor care ați acceptat să purtați discuții cu ei. Vom realiza astăzi peste 50 de discuții, de interviuri, pentru a structura aceste direcții strategice și bazele cercetării în sine. Consultanță personalizată. Și după cum știți, avem doi consultanți regionali, doamna Gabi Coman, pentru județele Suceava, Iași și Vaslui, și doamna Niculina Dârțu, pentru județele Bacău, Neamț și Botoșani. Puteți să vă adresați dumnealor pentru orice nevoi și probleme. Asistența este gratuită. Vreau să vă spun că avem o echipă mare de experți, atât în fonduri europene, în plan de afacere, o mulțime de profesori și asistenți. Și orice problemă ați avea sau dorință în dezvoltarea afacerii dumneavoastră, cred că putem să o urnim. Vreau să vă spun că biroul pentru Nord-Est este la Piața Neamț. Așa. În cadrul proiectului, după cum știți, avem un portal. Dezvoltăm un portal care va fi lansat la finalul acestei luni. E un portal unde dorim să includem toate pensiunile la nivel național, dar și afacerile conexe sectorului de pensiune. Așa că vă rugăm undeva la finalul lunii iunie, iulie, să intrați cu încredere pe gazarelapensiune.ro și să vă înscrieți afacerea turistică acolo. Despre portalul o să avem o prezentare în sesiunea a treia acestei conferințe, o prezentare detaliată a managerului IT, care va prezenta secțiunile și componentele portalului. De asemenea, vom edita și un catalog cu pensiuni la nivel național. Aceasta este și ideea la care a plecat proiectul. În discuțiile incipiente cu reprezentanții ANTREC, având în vedere că știm că nu este un astfel de catalog la nivel național, am dorit să realizăm un astfel de proiect prin care să realizăm un catalog atât tipărit cât și un catalog online, portalul. Deci de aici a pornit această idee a proiectului la nivel național. Desigur, anul viitor vom avea și un program de educație managerială și consultanță. Acesta va fi realizat în sistem electronic pe site-ul întreprinzătorturism.ro. Veți avea o componentă, platforma de e-learning, unde cei care doriți să urmați acest program, veți înscrie și veți urma cursurile. Avem 5 module de curs mari: management financiar, IT&C, marketing și promovare, și mai avem un modul management turistic, care de fapt are două submodule majore: baze management turistic și plan de afacere și cerere de finanțare. Unul dintre profesorii acestor module de curs este domnul Radu Limpede. Dumnealui dezvoltă cursul plan de afacere și cerere de finanțare și este expert și asistent financiar. Deci programul de e-learning se desfășoară pe perioadă de 9 luni de zile. Va începe anul viitor, în februarie. Vom începe cu o sesiune de instruire în față-înfață cu profesorii. Eventual, nu știu, o să organizăm la Iași sau la Piatra Neamț, o sesiune cu toți cursanții de pe regiune. Două zile întâlniri cu profesorii, cursuri tradiționale față-înfață. După care, din martie până în octombrie, fiecare veți studia în ritmul propriu, online, veți da niște teste online și autoevaluări. O să vedeți că modulul conține testimoniale, filmulețe și la final, ideea noastră este ca acest curs să fie și unul aplicativ. La final veți realiza o lucrare aplicativă a afacerii dumneavoastră. Am fi încântat să realizați un plan de afacere sau chiar o cerere de finanțare. Oricum, un proiect aplicativ care să vă fie util în dezvoltarea afacerii. Pentru aceasta veți colabora și cu consultanții și cu profesorii, sperăm să fie de succes. Vreau să vă spun că avem în sală, alături de noi, cursanți de la alte programe pe care le-am realizat în această regiune. Am avut un program similar, Rural Manager, și avem în sală cursanți, absolvenți, care au și pensiuni din județul Neamț și Iași. Le mulțumim că sunt aici. Așa. De asemenea, în anul viitor o să avem și un program de schimb de experiență în Spania. 100 de manageri de pensiuni de la nivel național vor merge în Spania pentru a vizita afaceri turistice și pensiuni de acolo. Vom avea 5 serii de astfel de deplasări și sperăm că cei de aici din sală, participanți la conferință, precum și cei care se înscriu la programul de e-learning, unii dintre ei să fie selectați și să beneficieze de acest program.
Cam asta am vrut să vă spun. Vreau să vă reamintesc de două proiecte, Rural Manager și Rural Entrepreneur, pe care le desfășurăm acum în paralel. Rural Manager s-a finalizat perioada finanțării europene anul trecut. A fost și pe regiunea dumneavoastră, v-am spus că avem și în sală beneficiarul Rural Manager. Și Rural Entrepreneur este un proiect complementar care se desfășoară acum în cealaltă regiune ale țării. Și astfel, aceasta este o abordare de dezvoltare a afacerilor oamenilor din mediul rural la nivel național. Mulțumesc mult! Vreau să vă specific acum, rugămintea noastră este să vă reamintesc că aveți în mapă, împreună cu mapele, un formular de registrare pe care vă rugăm să-l completați, să-l predați la ieșire. Vă mulțumesc tare mult! Și noi mulțumim! Alături de noi se află din partea Consiliului Județean Neamț, doamna director executiv Anca Afloare, care ne va adresa câteva cuvinte. Bună ziua la toată lumea! Mă bucur că astăzi suntem alături de dumneavoastră. Cred că ar trebui să mă ridic în picioare să mă văd toată lumea. Mulțumim pentru invitație. Ca și dumneavoastră, acordăm o importanță deosebită domeniului turismului. Vreau să felicit cei trei parteneri pentru accesarea acestui proiect. Le doresc mult succes în continuare în implementarea lui. În ceea ce privește implicarea Consiliului Județean Neamț în domeniul turismului, pot să vă spun că din 2008 acordăm o atenție deosebită acestui domeniu. Apreciem că este foarte important pentru județele, în special pentru județele care au un potențial turistic ridicat. Ne-am implicat atât în promovarea turismului, a produselor turistice care le avem la nivelul județului, în dezvoltarea investițiilor care au implicații în turism și dezvoltă turismul, și cât și în parteneriate. Suntem parteneri vechi cu Antrec. Împreună participăm la toate evenimentele care sunt în domeniul turismului. Mai mult decât atât, pot să vă spun că în calitate de administrație județeană ne-am implicat într-un proiect similar oarecum cu cel de astăzi, privind formarea unor tineri în domeniul turismului. Deci, interesul nostru este major ca forța de muncă din turism să fie perfecționată, să presteze servicii de calitate și dăm tot sprijinul nostru pensiunilor și personalului din turism care dorește să dezvolte un turism modern și la standarde europene. Dacă pe parcursul proiectului cei trei parteneri vor avea nevoie de sprijinul Consiliului Județean, îl vor avea întotdeauna, nu numai dânsii și alții care doresc să intre cu noi în parteneriat în acest domeniu. Le doresc mult succes și dumneavoastră, celor care doriți să vă perfecționați. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Înainte de a da cuvântul următorului invitat, domnul profesor Radu Limpede, aș dori să reiterez o parte din beneficiile acestui proiect. Și cred că este util. Cred că este util să avem o înțelegere cât mai bună asupra proiectului. Pentru că, de fapt, bănesc că fiecare dintre cei prezenți aici, astăzi, se întreabă, dar bun, și cu ce mă interesează pe mine chestia. În primul rând, pentru cei care au pensiuni, cel mai important produs al acestui program este portalul de pensiuni din România. Ne propunem ca la sfârșitul acestui proiect, portalul să găzduiască peste 10.000 de unități de cazare clasificate în toată țara, să fie un booking.com. Toată lumea cred că știe ce e booking.com. Să putem face rezervări prin intermediul acestui portal, pensiunile dumneavoastră să fie prezente pe acest portal, să avem peste 1.000.000 de vizitatori prin intermediul acestui portal. Toată
această activitate este gratuit. Deci înregistrarea pensiunilor dumneavoastră, păstrarea și actualizarea informației pe acest portal, legătura cu site-urile, pentru cei care au site-uri, da? Din acest portal, toate aceste lucruri sunt gratuite. Colegii mei o să parcurgă în sesiunile următoare pașii, împreună cu dumneavoastră, pașii necesari pentru a vă înregistra pensiunea. Un alt element foarte important este catalogul cu pensiuni din România, cele mai frumoase pensiuni din România, vor fi incluse într-un catalog. Acesta va fi tipărit în 10.000 de exemplare și distribuit atât în țară cât și în străinătate. În străinătate vom încerca să fie distribuit la toate ambasadele României din străinătate, în toată lumea, la toate oficiile Ministerului de Turism din străinătate. Un alt beneficiu major în proiect este accesul la educație și la consultanță. Proiectul are o componentă de e-learning. Ce înseamnă acest e-learning? Înseamnă un program de educație specializată pentru domeniul turismului la distanță, pe calculator. O să vedeți în prezentarea care se va face cu privire la acest modul că avantajul major este că poți să urmezi acest curs, poți să dai testele respective în ritmul propriu. Nu ai un grafic de timp, nu te duci la școală. Nu trebuie să faci în fiecare zi. Cu calculatorul în față, accesând internetul, poți să faci sâmbătă sau duminică sau când ai timp. Sau nu pot săptămâna asta, îmi rezerv săptămâna viitoare 2-3 zile, parcurg modulele de instruire, susțin testele respective și finalizez programul. În mod normal, programul a fost conceput în așa fel încât să poată fi terminat în 9 luni. Din experiența pe care o avem, de principiu, se poate finaliza și mai repede. El va avea un caracter interactiv, pentru că bănuiesc că toată lumea e sătulă de educația formală, unde înveți o mulțime de noțiuni teoretice pe care probabil nu le aplici niciodată. Încercăm ca acest program de instruire să aibă un caracter aplicativ, să fie dinamic, interactiv și să vă învețe chestii de care aveți nevoie în viața de zi cu zi, în activitatea de conducere a pensiunii dumneavoastră sau domeniul turistic în care activați. Bineînțeles, aveți cei doi consultanți regionali care vă stau la dispoziție și care au resurse și rețeaua și la București și în restul țării, în așa fel încât vă pot oferi soluții. Poate soluții personalizate la problemele pe care le aveți, poate multe dintre problemele de care dumneavoastră vă loviți aici s-au mai lovit și alții înainte sau în altă parte a țării. Și în felul respectiv, consultanții pot să vină cu soluții. De asemenea, această activitate de consultanță este gratuită. Deci puteți apela la consultanții regionali pentru orice problemă în domeniu, gratis. Nu în ultimul rând, avem acea vizită de schimb de experiență în Spania, unde cei care promovează trec prin programul de e-learning și au pensiunile înscrise în proiect, vor putea merge la un schimb de experiență în Spania. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Sper să fi fost destul de clar în exprimare. Alături de noi, cum vă spuneam, în acest proiect se află Asociația Tinerilor Agricultori din Almeria, din Spania. Avem deosebită plăcere să o avem printre noi pe doamna secretar general, Blanca Pereș, care ne va adresa câteva cuvinte. Muchas gracias. Buenos días a todos.
Mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor. Bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación y voy a tratar de resumir lo que es el sector turístico en España y sobre todo la evolución que está teniendo, la tendencia y las demandas que actualmente están solicitando los clientes. O să fac acum o scurtă prezentare a situației turismului de pensiune, turismului mic în Spania, cu privire la tendințele actuale, care sunt, în special, orientarea, într-un grad din ce în ce mai sporit, către client. Bueno, en los últimos años, el sector turístico en España ha sufrido una serie de cambios. În ultima parte, în ultimii ani, activitatea turistică în Spania a suferit niște modificări semnificative. Esos cambios que está sufriendo son fundamentalmente para atender a la demanda de los clientes. Decía que fundamentalmente el cambio que está habiendo en el sector turístico en España se debe a la demanda que están teniendo los clientes y, bueno, existen una serie de establecimientos y estos establecimientos se diferencian en función del tipo de alojamiento que se pide, del lugar donde se vaya y, sobre todo, fundamentalmente también del poder adquisitivo que tiene el cliente. Așadar, așa cum spuneam și doresc să subliniez, transformările pe care turismul în Spania le suportă și le cunoaște în momentul prezent se datorează în special cererii sporite exigențelor crescute ale clienților. Și în felul ăsta întâlnim în Spania o multitudine de categorii de stabilimente turistice, diferențiate între ele în funcție de serviciile oferite, în funcție de zona geografică, deci mediul natural sau cadrul în care ele își desfășoară activitatea și în funcție de puterea de cumpărare a clientului potențial. În ceea ce privește creșterea și proliferarea turismului rural, în zona despre care vorbim, în mare parte se datorează și eforturilor comune non-guvernamentale și guvernamentale de a împiedica exodul populației tinere din zonele de Baștină către marile aglomerări urbane. Astfel încât activitatea, dezvoltarea turismului rural a avut și o componentă și are o componentă socială importantă și trebuie să vă spun că un rol au jucat aici și fondurile europene, fondurile de dezvoltare rurală, de care beneficiați și dumneavoastră. El aumento de este tipo de establecimiento y la proliferación de este establecimiento no ha mermado en la demanda por parte del cliente, sino que se ha producido todo lo contrario. El cliente utiliza más este tipo de establecimiento, lo que son los hoteles rurales o hoteles con encanto, en cierta forma lo que está haciendo el cliente es premiar que haya esa diferenciación en cuanto a los servicios que se prestan y, por lo tanto, aunque hay más, no significa que hay menos número de clientes, sino que significa que el cliente lo ha aceptado muy bien y, por lo tanto, lo visitan más que lo que son los hoteles tradicionales. Por lo tanto, al dar un servicio novedoso, pues se ha servido para que este tipo de emprendedores tenga un lugar en el mercado. De asemenea, trebuie să vă spun că creșterea ofertei de stabilimente, de locații de turism rural nu a determinat o scădere a cererii per unitate de instituție de turism, ci dimpotrivă, deoarece s-au descoperit noi și noi modalități de a utiliza oferta de turism rural și de pensiune, și anume bonusuri și premiere acordate salariaților unei întreprinderi, mini-vacanțe de familie sau vacanțe de weekend, să spunem, împreună cu prietenii. Toate acestea au făcut ca oferta să meargă mână în mână cu cererea într-o creștere semnificativă în continuare. De asemenea, este de menționat faptul că aceste activități de turism rural sunt complexe, variate, personalizate pe cerințele clientului, fiind de asemenea
autosubvenționându-se, fiind autosustenabile, dar de asemenea fiind subvenționate prin programele de dezvoltare rurală. Din partea echipei de cercetare de marketing, îl avem astăzi pe lângă noi pe domnul Marian Gherghescu, pe care îl invit să ne prezinte câteva elemente privind cercetarea de piață. Bună ziua! Spre deosebire de colegul nostru care și-ar fi dorit cât mai mulți manageri de pensiuni ca proprietari să iasă la interviu și eu îmi doresc asta, eu mi-aș dori să am cât mai mulți în sală să atingem latura practică a marketingului, aplicarea în practică a marketingului. Nu neapărat doar cercetarea de piață. Avem puțin timp la dispoziție, din păcate. Aș dori colegul de la IT să pună prezentarea, sau Ștefan, puțin. Vom împărți prezentarea în două părți. Prima va fi pur teoretică, deși adaptată specificului pensiunilor, turismului de pensiune, dar vom trece mai repede prin ea, ca să avem timp. Colegul de la IT, te rog frumos, prezentarea actualizată, văd că e aceeași problemă cu prezentarea. Iar în a doua latură a prezentării, în a doua parte, ne vom axa pe studii de caz, pe elemente concrete legate de turismul de pensiune și cum putem rezolva problemele ce pot apărea, cum putem să ne încărcăm pensiunile mai bine, să ne creștem gradul de ocupare. Este cea de la Constanța. O mai ai? Niu, da. Bun, putem vorbi și liber dacă e o problemă tehnică sau putem aștepta 5 minute până o recuperăm noi. Stick-ul ar trebui să fie la Răzvan. Pot să fiu și eu, pot să dau drumul prezentării. Dă-i drumul ăsta, să trecem repede prin partea... Să definim rapid marketingul. Marketing este un domeniu foarte vast. Dar putem să-l definim cât mai rapid, să zicem, știința și arta de a convinge clienții să cumpere. La urma urmei, asta ne dorim cu toții, să vindem ceea ce oferim în piață. Un marketing eficient este foarte important la nivelul pensiunilor. De ce? Pentru că sunt întreprinderi mici și mijlocii. Vorbim de multe ori de afaceri la început de drum și pentru că nu sunt cunoscute în piață, au nevoie de un marketing eficient. Asta e un motiv. Un al doilea motiv ar fi faptul că bugetele sunt destul de răstrânse și marketingul trebuie să fie foarte eficient. Trebuie să ne drămâim banii. Dacă ne alocăm pe activități de marketing ineficiente, rămânem fără material de lucru. Aș mai puncta importanța eficienței în marketing la nivelul dumneavoastră ca și pensiuni, prin prisma faptului că cererea devine din ce în ce mai exigentă. Există și o mutație în piață către o piață a clientului, a turistului, care are o putere de negociere din ce în ce mai mare și cu atât mai mult trebuie să fim cât mai eficienți în alocarea banilor. Banilor pe care avem pentru marketing, așa limitați cum sunt ei, uneori chiar deloc. Ce ar trebui să știm? Să discutăm puțin despre cercetarea pieței. E mult spus cercetare de piață în cazul unor pensiuni, pentru că de obicei nu există bugete pentru așa ceva. Dar dacă există o preocupare permanentă pentru a cunoaște cât mai bine piața, la nivelul managerilor sau proprietarilor de pensiuni se pot realiza multe lucruri. Se poate face un salt de cunoaștere în privința pieței. Și ce putem afla? Putem afla ce își doresc clienții. Își doresc confort, își doresc relaxare, își doresc aer liber, își doresc activitate, își doresc dinamism, își doresc cât mai multe elemente noi în sejurul lor. E foarte important să aflăm asta. În felul ăsta vom ști către ce clienți trebuie să mergem, cum să-i abordăm, cum să-i targetăm, cum să le promovăm pe acest segment al clienților. Nu trebuie să scăpăm din vedere concurența. Toate aceste elemente pe care vi le prezint aici, cele trei, ce își doresc clienții, adică nevoile clienților, concurența și raportul ce le ofertă, sunt elemente foarte dinamice. De aia spun că marketingul este cel mai eficient atunci când îl faci ca o preocupare permanentă. Nu-l faci din când în când. Dacă să zicem, o jumătate de oră sau poate o oră pe săptămână ar fi alocate de către proprietarii de sau managerii lor pentru marketing, rezultatele ar fi sensibil remarcabile. Tot despre internet îl avem alături pe colegul Radu Repciuc, care ne va prezenta în câteva cuvinte, succint,
alte elemente despre importanța internetului în domeniul turismului. Bună ziua! Numele meu este Radu Repciuc. După cum observați după nume, bunicul meu e tot din această zonă și mă sunt extrem de mândru să mă aflu astăzi în prezența dumneavoastră. Am să vă prezint impactul internetului asupra turismului în România. După cum v-a spus și colegul meu, Marian, internetul este o unealtă extrem de avantajoasă în promovarea afacerii dumneavoastră. La nivel mondial, internetul a avut un grad de penetrare extrem de mare. În jur de, dintre anii 2000 și 2011, a avut un grad de penetrare de 353% până în ziua de astăzi. Doar pe partea de Europa, continentul Europa, avem o grad de penetrare de 58% doar de anul trecut până în ziua de astăzi. Numărul de utilizatori internet în Europa, la momentul actual, este de 475 de milioane, iar numărul de utilizatori în România ajunge la 7 milioane în ziua de astăzi, de la 800 de mii în anul 2000. Avem o creștere pe România de 873% între anul 2000-2010, o creștere fantastic de mare. Aici puteți observa dependența, cât și relaționarea unităților, elementelor constitutive ale pieței turistice față de internet. Agenții turistice, tur operator, elemente de transport, organizații regionale de turism, toate acestea formează un angrenaj care se leagă între ele cu ajutorul internetului și tehnologiei de astăzi. Să vă prezint un pic piața mondială de turism. În anul 2006 a generat un volum de business de 486 de miliarde de dolari, iar în anul 2010 un volum de 919 miliarde de dolari. Iar pentru anul 2011 această piață se pronunțează că va fi în continuu creștere. Cel mai mare contribuitor pe această piață mondială este Europa, cu 41,8% din valoarea acestui business. Să prezint un pic din piața europeană de turism online. Turismul este unul dintre sectoarele industriale cele mai importante ale Uniunii Europene. Acest sector industrial turistul este un sector cu mare creștere și se prognozează că în 5 ani de zile va fi cea mai mare industrie mondială, atât mondială cât și la nivel european. Europenii cu cea mai mare inclinație către turismul online sunt britanicii, germanii și francezii. Împreună, aceste trei locuri ocupă 68% din totalul pieței. Am să vă explic mai târziu acest clasament. Piața europeană de turism online, avem aici o evoluție. Din anul 98 avem vânzări online de 0,225 miliarde de euro, până în anul 2009 de 65,2 miliarde de euro. O piață uriașă. Doar pe partea europeană, nu vorbesc de partea mondială. Să dau un mix exemplu. Turismul în Islanda. Islanda este o țară mică, cu o populație de 300.000 de locuitori și cu toate acestea reușesc în fiecare an să aducă în țară turiști străini ca număr dublul populației care o deține.
prin strategii de marketing, cât și prin strategii de marketing online. Fiecare pensiune de acolo deține câte un site internet. Neavând acest site internet, ele rămân la voia întâmplării ca un turist să le calce pragul. Haideți să vedem ce înseamnă o pensiune fără un site internet. Această pensiune, dacă nu are acest site, rămâne la dependența turoperatorilor, agenților de turism, turiștilor din țară și din străinătate care din întâmplare se află prin această zonă sau din partea punctelor de informare turistică regională sau națională. Să vedem ce înseamnă o pensiune cu un website propriu. Sunt convins că mulți care dețineți o pensiune dețineți și un site propriu. Turiștii vor veni din partea canalelor tradiționale, turism, turoperatori, agenții de turism, etc., cât și de pe website-ul propriu. Haideți să vedem un pic pensiunile care dețin un site propriu, dar se și înscriu pe un portal de turism. Luăm aici portalul despre care este vorba în acest proiect, cazarelapensiune.ro, unde puteți să vă promovați către turiștii de pe piața națională și internațională. Cazarelapensiune.ro vine în sprijinul dumneavoastră ca să puteți intra pe piața internațională. Să aduceți turiștii străini în locațiile dumneavoastră. Am să vă repun așa. Avem aici utilizatori internet din Europa și utilizatori internet din România. Am luat doar piața din Europa, Uniunea Europeană și piața românească. Priviți? Am pus doar așa, schematic, o diferență și importanța intrării pe piața turistică internațională. Aici este un grafic în care este explicat cam ce și-ar dori turiștii din țările Uniunii Europene, care dintre ei și-ar dori să meargă să-și petreacă vacanța în altă țară. Observăm că Germania, Danemarca, Marea Britanie sunt în top, la fel și Franța. Mă refer la partea cu zona verde. Așa. La ieșirea pe piața turistică internațională vom face o analiză a pensiunii românești. Sunt sigur că aveți toți de aici motivația să ieșiți pe această piață internațională, să atrageți venituri din această imensă piață internațională a Uniunii Europene. Una dintre motivații este marja de profit mai mare pe piețele străine. Puteți ieși cu un preț mai mare față de piața națională. Participarea în piețe emergente, unde există creștere în cererea de destinații turistice. Țările nordice au, în țările nordice, este o creștere imensă față de vacanțe. Avem saturarea pieții naționale, potențialul limitat al pieții locale, care l-am prezentat în graficele dinainte, piața românească este în scădere în prezent. Competiția din piața locală, cât și potențialul produsului turistic. Avem un potențial extrem de mare. Avem o țară frumoasă și trebuie să ne mândrim cu asta și să arătăm și străinilor că și noi știm să facem turism. Avem, de asemenea, și resurse. Sunt sigur că mulți dintre voi ați angajat oameni care știu o limbă sau mai multe străine. Prin personal pregătit pentru primirea turiștilor străini. Sunt sigur că aveți și competitivitate. Camere frumoase, locuri de joacă pentru copiii turiștilor, servicii conexe, restaurant, etc. Haideți să luăm un pic cei 4 pe care i-a prezentat și colegul meu pentru
strategia de ieșire pe piața internațională. La produs, trebuie să ne orientăm, cum spunea și colegul meu, asupra comportamentului clientului. Produsul turistic trebuie orientat către consumator. Trebuie mereu să știți cam ceea ce își dorește. De ce vine la dumneavoastră? Aici, în zona asta, bănuiesc că turistul vine odată cu relaxarea, să viziteze și frumusețile zonei, cât și mănăstirile. Ar fi frumos să-i oferiți excursii organizate de dumneavoastră. Dacă nu, să-i îndreptați către alți parteneri din domeniul turistic care efectuează aceste tipuri de excursii. Hai să vedem cum se utilizează acest portal. Colegul meu Ștefan Pănăzan, manager IT în acest proiect, o să ne prezinte câteva elemente despre cum poate fi utilizat concret portalul. Bună ziua, numește Ștefan Pănăzan, sunt vicepreședinte FNTM, mă ocup de partea de IT și o să încerc să vă prezint, zic eu, principalul punct de interes pe care îl oferă acest proiect, ce anume portalul, care vă puteți înscrie. Încerc să mă leg de ce a spus colegul mai devreme, o să vă arăt și practic cum funcționează. Acest portal, în momentul ăsta, este în română, limba română, și în limba engleză. Deci, practic, puteți introduce pentru pensiune informații în limba română și în limba engleză. Studiați și posibilitatea de a extinde portofoliul de limbi în măsura în care va fi interes. Un alt element foarte important, pe care l-au subliniat colegii mei, este că e gratis. Eu aș zice aproape gratis. De ce aproape? Pentru că veți avea nevoie de un pic de muncă, imaginație, intuiție, ca să vă creați niște texte și să vă faceți rost de niște imagini într-adevăr reprezentative pentru specificul pensiunii dumneavoastră, totul ducând cumva în zona de informații de calitate pentru turist. Și insistăm în demersul ăsta, în acest portal, informația trebuie să fie de calitate și să aducă în prim plan specificul pensiunii noastre. Vreau să vă zic că vizibilitatea sporită pe internet și mai ales pe internet în afara țării, este chiar o preocupare, deci am plecat inițial de la ideea asta, vizibilitate spornită. Practic o să fie promovat foarte agresiv toate motoarele de căutare. Practic informațiile pe care le aduceți în acest portal vor fi găsite relativ ușor. Fiecare pagină a pensiunii, pagina pensiunii va avea link către dumneavoastră, către site-ul dumneavoastră dacă nu aveți. Mă rog, la limită putem oferi și niște furnizori care să rezolve la costuri minime această problemă. Un alt deziderat și un focus destul de important este ușurința în operare pentru managerii de pensiuni. O să vă arăt iarăși în ce avem în momentul ăsta online. Și vom încerca, pe cât posibil, până la sfârșitul proiectului, care este undeva în viitor, că în acest portal să existe toate uneltele necesare managerului de pensiune ca să-și asigure complet partea de rezervare, informația actualizată, există și părții de legislație și de uzanțe și așa mai departe. Știu că sunt mari probleme pe zona asta și aveți mari probleme pe zona de legislație și de modalitate în care se fac controlele și așa mai departe și chestii care vor fi permanent actualizate aici, astfel încât să beneficiați de maxim de informații. Practic, portalul încearcă să aducă în prim plan
pensiunile. Deci, este un portal de nișă care se adresează exclusiv pensiunilor și tocmai de asta încercăm să-l facem eficient, ca și promovare. Deci dacă promovăm numai pensiunile și o facem bine, atunci partea de pensiuni va fi nu doar de căutare foarte, foarte bine, foarte sus, ca să zic așa. Un alt element important este că dacă avem acest instrument, în spatele lui sunt consultanții regionali. Consultanți care vă ajută, nu din punct de vedere tehnic, să introduceți datele, pentru că tehnic va fi o echipă în spatele portalului. Dacă aveți vreo problemă, sunați, trimiteți un e-mail, un ticket, o să fie sisteme suficient de multe, astfel încât, din punct de vedere tehnic, să vă ajute imediat cineva să rezolvați o problemă.